Laurențiu Reghecamp a făcut publice imagini care, fără îndoială, îi vor face mare necaz Ana Mariei Prodan. Complimentele au curs valuri, toată lumea îl descrie drept un om împlinit și fericit. Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp au pornit împreună pe același drum în urmă cu 13 ani. Doar că lucrurile între cei doi foști parteneri nu au fost simple nici măcar la început. S-au cunoscut într-o perioadă în care antrenorul de fotbal era deja căsătorit. Mariana Pfeiffer, prima femeie a lui Laurențiu Reghecamp, împreună cu care acesta are și un fiu pe nume Luca, a avut mult de suferit în perioada în care în viața antrenorului a apărut Ana Maria Prodan. Deși au fost căsătoriți timp de 13 ani, unele voci susțin că divorțul a survenit din cauza impresarei. Roata s-a întors, spun unii acum, după ce Laurențiu și-a oficializat relația cu Corina Caciuc. Cei doi formează unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă din România. Sunt împreună de aproximativ 3 ani de zile. După ce a cunoscut-o pe tânăra din Deva, fostul tehnician al echipei din Azerbaidjan a dat divorț de fosta lui parteneră de viață. În perioada în care s-a aflat despre separarea dintre Laurențiu și Ana Maria, Corina Caciuc era deja însărcinată cu cel mai mic fiu al sportivului. Nici Laurențiu, nici Corina nu mai ascund dragostea pe care și-o poartă. După scandalul izbucnit în circumstanțele divorțului antrenorului de Ana Maria Prodan, tânăra din Deva a devenit mai discretă pe platformele sociale, renunțând să mai aibă profil cont public. În schimb, antrenorul de fotbal împărtășește imagini publice cu el, cu partenera sa și copilul pe care îl au împreună. Utilizatorii online sunt de părere că Laurențiu Reghecamp este mult mai vesel în relație cu Corina Caciuc și că arată mult mai bine decât în perioada în care era împreună cu Ana Maria Prodan.